Se numește Cosmin Cotârlă. Vine din Valea Beicii, Mureșul Superior. A început să cânte pentru prima dată la grădiniță. Încă de mic a urmat cursurile de canto popular, iar la vârsta de 7 ani a fost selectat ca membru al orchestrei Hora din Reghin. Era cel mai mic membru din orchestră cu care a participat în turnee prin toată țara. La vârsta de 12 ani a început să participe la primele concursuri în țară. În prezent este absolvent al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Este pasionat de regia muzicală de sunet și de tot ceea ce stă în spatele unei prestații artistice sau a producțiilor media. Are în palmares o listă lungă de participări și premii câștigate la concursurile din țară. Va interpreta în concurs astăzi Doina, Porunci-te-o cucumie, o culegere folclorică din județul Mureș, cântecul cu acompaniament Drag-mi să mă duc la joc, din repertoriul interpretei Mihaela Botoș-Lateș. Doamnelor, domnilor, Cosmin Cotârlă! Mult succes, Cosmin! Flori și cădeală de alămâie, porunci-te-o cucumie, da să-i vând glasul meu comie. Da, glasul meu-i ca lui glasul meu-i ca lui cântă horea dașână cazul omului.
strâns mă, la 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 la. Păi zice te naș, cum îți spui? Hai că te nu spui ce te racui, mă. Și voie